TikTok hat den Algorithmus geändert, deine Views sind down, das musst du wissen, damit deine Views wieder nach oben gehen. TikTok hat angefangen, Content mit der höchsten Engagement-Periode zu priorisieren. Also dreimal am Tag posten hilft dir nicht mehr und auch die Videos, die früher funktioniert haben, bringen dir eher nichts. Was du also tun musst, um wieder auf der For You-Page zu landen, ist super engagende Videos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit von deinen Zuschauern fesseln, sodass sie von deinem Video bis zum Ende in den Bann gezogen werden. Wenn du jetzt große Creator siehst, die super Basic-Videos machen, die super performen und du dir denkst, ja, vielleicht probiere ich das auch mal, kann ich dir sagen, dass du es lassen kannst. Diese Creator sind meistens am Anfang von TikTok groß geworden, wo man mit jedem Mist noch viral gegangen ist. Und werden nun von TikTok geboostet. Heute braucht man gute Video-Creators. Das heißt nicht, dass du die dickeste Kamera brauchst, sondern dass deine Videos gut durchdacht sein müssen und du mit gutem Storytelling arbeiten musst. Du brauchst also Hooks, die die Aufmerksamkeit in der ersten Sekunde catchen und dort musst du direkt zum Punkt kommen. Wenn du also in 2023 noch wachsen willst, musst du wissen, wie du in der ersten Sekunde auf den Punkt kommst, die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer über das Video hältst und diese mit solchen starken Emotionen zurücklässt, dass diese dein Video teilen. Poți să zic și eu o strofă, Niculina? Da! Hai, Bogdane, ia! Of, of, fă-i lelico și-o dau dracu' de saltea, mă. Și nu mai mă culc pe ea, măi, lele, mai bine pe blana goală, cu capul la mândră-n poală, că mai spune-ți o minciună și-mi face inima bună. Cine a fost cel mai bun președinte al României? Din păcate, niciunul. Nici măcar Ceaușescu n-a fost președinte bun pentru țara asta. Chiar dacă, repet, a scăpat țara de datorii prin metoda comunistă de constrângere socială. Revenind, niciun președinte. Sunt neprevăzut. Să vă spun, Iliescu, știți că din cauza Iliescu Valea Giului n-are apă? Cât de prost era, ce proiect a făcut de apă? Marele inginer hidrolog. Constantinescu vorbește de geologie, păi de aurul monatomic la Roșia Montană, din cauza căruia s-a închis Roșia Montană. Cosma a zis, nu geologul Constantinescu. Băsescu și-a luat ăla de marinar, știți cum? Falsând certificatul medical, falsificându-l amat. Înțelegeți? Iohannis. Păi cum Iohannis a făcut 6 vile din meditații la fizică? Iar Cosma, profesor de matematică, cu meditațiile lui, matematică, nu fizică, n-are casă, n-are masă, n-are nimic. Chiar suntem toți idioți în țara asta. Ăștia sunt niște hoți, niște mincinoși, niște scroci, care în permanență n-au făcut altceva decât să-și apere propriile lor interese. Hai.